Bună ziua! În acest tutorial vom prezenta etapele realizării unei hale metalice cu ajutorul programului de calcul Scia Engineer. Definim un proiect nou de tip analiză. Completăm informații generale despre proiect. Alegem unul sau mai multe materiale conform normativului de proiectare. Alegem anexa națională. Activăm modulele dinamică, acțiuni climatice, model structural, organizare automată de sene. Încărcarea din vânt și cea din zăpadă vor fi conform normativului și anexei naționale. Putem defini atât rastre cu două dimensiuni, cât și rastre de tip 3D. De asemenea, avem o serie de opțiuni de agățare puncte. Pornim de la rastrul definit anterior, ne definim secțiunile transversale și ne trasăm elementele corespunzătoare cadrului transversal. Folosim comanda trim pentru a elimina segmentele nedorite. Extindem segmente existente. Mutăm sistemul de coordonate perpendicular pe talpa superioară și efectuăm o copiere multiplă cu crearea de pane așezate pe direcția noului sistem. Trasăm contravântuirile acoperișului și portalele.
Utilizăm funcția de copiere multiplă pentru a poziționa contravânduirile în toate traveele. Alegem, în funcție de gradele de libertate împiedicate, un tip de legătură la baza stâlpilor. Realizăm o îmbinare cu șuruburi între stâlp și talpa inferioară a fermei. Bifăm componentele dorite și setăm proprietățile acestora. Evaluăm îmbinarea pe baza unei clase de rezultate. De asemenea, putem previzualiza un raport de calcul și lucra cu rigiditatea reală a îmbinării, dată de diagrama de moment rotație. Definim încărcări permanente și încărcări variabile. Încărcarea permanentă de la nivelul panelor se definește pe metru pătrat, utilizând generatorul de plan. Distribuim această încărcare doar panelor, păstrând contravântuirile orizontale neîncărcate. Pentru a utiliza generatorul de vânt 3D, închidem hala prin amplasarea unor panouri virtuale de încărcare. Panoul acoperișului trebuie încadrat corespunzător numărului de ape. Programul generează cazurile de încărcare pe baza direcției de acționare a vântului și a coeficienților de presiune exterioară și interioară. Generatorul de zăpadă modelează acțiunea zăpezii pe un cadru transversal. Acțiunea seismică se modelează pe baza spectrului de răspuns conform P100. Se realizează combinații de încărcare pentru starea limită ultimă, starea limită de serviciu și combinații seismice.
Se rulează o verificare a îmbinării nodurilor și a datelor de intrare. Afișăm verificarea unitară pentru stâlp și căutăm profilul ce satisface condițiile de rezistență și stabilitate. Optimizăm complet structura, redimensionând restul profilelor. După rularea calculului, ni se afișează deplasările maxime ale structurii. Generăm automat secțiuni prin structură, precum și detalieri ale îmbinărilor. Activăm modulul teren. Introducem parametrii pentru un tip de sol, dimensionăm un tip de fundație izolată și înlocuim reazemele cu fundații. Rulăm din nou calculul și optimizăm fundația pe baza diversilor parametri. Vizualizăm raportul de calcul. Asamblăm secțiunile și detaliile într-un plan de plotare. Putem vizualiza părți din hală sau filtra anumite elemente pentru a simplifica afișarea rezultatelor. Diagramele de efort se trimit către breviarul de calcul. Vizualizăm modurile proprii de vibrație ale structurii. Se previzualizează forța tăietoare de bază și momentul de răsturnare. Notele de calcul cuprind rezultatele trimise anterior și se pot completa cu date suplimentare. Exportul acestora se poate realiza în diverse formate.
Modelul se poate exporta în numeroase alte programe. Exportăm modelul în format IFC și îl importăm în alt plan. Vă mulțumim pentru atenție!